Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul creează imagini fără viață. Educatorul creează chip viu. Uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu. Sunt Maria Jinga și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România Creștină. Povestea de astăzi se referă la prezent, dar mai ales la ziua de mâine. Părinte, subiectul nostru de astăzi se referă la educație și nu orice educație, ci educația religioasă. Înainte de toate, haideți să ne prezentați un pic acest loc și să nu uităm că această parohie are mai puțin de 100 de ani, însă este foarte bogată în activități. În primul rând, vă mulțumim că ne-ați călcat pragul în acest frumos și sfânt loc. Vă rog să-mi permiteți mai întâi de toate să vă urez dumneavoastră și prin dumneavoastră telespectatorilor care vă urmăresc bun venit în această sfântă biserică. Ne aflăm în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din parohia Ferentari, din cuprinsul protoieriei sector 5 capitală. Suntem așadar în zona de sud-vest a Bucureștiului, pe artera pe care în urmă cu mai bine de 4 secole Mihai Viteazu împreună cu oastea sa de artileriști, trecea în drum spre Călugăreni. Artileriștii domnitorului Mihai Viteazu purtau numele de ferentari, din luând denumirea de la soldații infanteriști ai Imperiului Roman. Așadar, de aici avem denumirea cartierului și zonei în care ne aflăm. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul este, așa cum bine spuneați, are o vârstă mai mică de 100 de ani, însă este bogată în activități. Ne ducem peste secole până la prima parte a secolului trecut, în anii 30, atunci când statul român s-a înscris să participe la o expoziție internațională în orașul american Chicago și pentru aceasta urma să prezinte o biserică. S-au strâns materiale pentru biserica respectivă, însă din alte motive, cum știm, nimic nu este întâmplător, s-a renunțat la proiectul respectiv, astfel încât materialele au fost donate spre a fi ridicată o biserică în această zonă a capitalei, în care comunitatea ce locuia aici nu avea biserică. Așa se face că, prin strădania Asociației Sfântul Ioan Botezătorul, la începutul anilor 30, între 1933 și 36, a fost ridicată această frumoasă biserică în care ne aflăm astăzi. Ați vorbit despre istoricul acestei biserici și biserica aceasta păstrează vie amintirea celor doi preoți care au slujit aici și care de curând au trecut la Domnul. Așa este. Am venit la această Sfântă Biserică în urmă cu mai bine de 8 ani și jumătate ca diacon proaspăt hirotonit pe seama acestei parohii și am fost întâmpinat cu multă dragoste și cu căldură sufletească și părintească de către cei doi preoți care slujeau în această biserică, amândoi vrednici de pomenire, părintele paroh Bogdan Ciubotaru și părintele coslujitor Valentin Colibă. Doi oameni alături de care am slujit, am crescut duhovnicește, am învățat foarte multe lucruri și de care m-a legat nu numai bucuria slujirii, dar și bucuria acțiunilor pe care împreună cu membrii parohiei, cu membrii Consiliului Parohial le-am întreprins în această perioadă. În anul 2012, părintele Valentin Colibă a fost chemat la Domnul la o vârstă tânără, la 48 de ani, iar la sfârșitul anului trecut, în luna noiembrie 2015, părintele paroh Bogdan Ciubotaru
De asemenea, a răspuns chemării Bunului Dumnezeu, astfel încât cu siguranță că și astăzi cei doi părinți se roagă alături de noi, de acolo din ceruri, slujesc liturghia arhierească și ne binecuvintează. Aveți o biserică foarte frumoasă și mi-a atras atenția pictura pe care până în momentul de față nu am mai întâlnit-o la alte biserici. Haideți să ne introduceți puțin în acest mister. Este într-adevăr, așa cum bine spuneți, o pictură cum nu găsești sau cel puțin nu găsești în foarte multe locuri. În urma cutremurului din anul 1977 au rămas semne adânci de deteriorare ale acestei biserici. Tencuiala a căzut și a fost nevoie de o refacere aproape completă a tencuielii bisericii, astfel încât, odată cu aceste lucrări de refacere, a existat și cel mai bun suport pentru a reface pictura, pentru a face pictura în tehnica fresco. Iar de acest lucru a fost încredințat arhimandritului Gheorghe Firmilian Ciobanu, cunoscut pictor și restaurator de biserici. Este o pictură foarte frumoasă, este o pictură ce de-a lungul timpului, în ultimele decade ale secolului trecut, a impresionat foarte mulți teologi care au dedicat frumoase pagini monografice acestei picturi. M-aș opri doar la părintele profesor Dumitru Stăniloae, care a dedicat un amplu articol acestei picturi, și la un alt preot profesor din Occident, la unul dintre cei mai cunoscuți bizantinologi din Europa Occidentală, părintele profesor Wilhelm Nissen, de la facultatea din Köln, care în drumul său prin România a găsit această biserică, a fost foarte impresionat de pictură și a dedicat o monografie acestei biserici, picturii acestei biserici, pe care a denumit-o Die Flamme des Heils, flacăra mântuirii. Monografia a fost foarte apreciată, a fost tradusă și în limba română, ea a apărut în limba germană în prima ediție la Köln, și este monografia bisericii noastre în care părintele profesor Nissen zugrăvește atât de frumos această pictură unică. Atât părintele Nissen cât și părintele Stăniloae ne spun că este o pictură care zugrăvește imagini din Sfânta Scriptură și detaliază întreaga istorie a mântuirii. Totul se petrece sub semnul acestor flăcări, acestui fundal roșiatic, pe care părintele Nissen l-a denumit flacăra mântuirii, sub bolta unui cer înstelat, care asigură legătura trainică dintre om și Dumnezeu, dintre pământ și cer. Pentru că icoana nu este altceva decât scriptura în imagini și pentru că subiectul nostru de astăzi se referă la educația religioasă, povestiți-ne puțin, de fapt, vorbiți-ne despre evenimentul de astăzi care a avut loc aici. Da, astăzi biserica noastră a îmbrăcat haine de sărbătoare. Am avut un eveniment festiv de bucurie. Avem o foarte bună colaborare atât cu copiii, școlarii de pe raza parohiei, cât și cu instituțiile de învățământ cu care avem parteneriate, iar de la una din școlile din parohia noastră, de la școala gimnazială numărul 135, am avut bucuria astăzi să premiem numai puțin de 6 eleve care au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada de Religie de anul acesta. Sigur, împreună cu premierea celorlalți elevi care au avut foarte bune rezultate la învățătură. A fost astăzi o sărbătoare
a parohiei, a bisericii și a școlii din parohie, în care am răsplătit eforturile acestor copii cu o diplomă de recunoștință și cu mici daruri din partea parohiei, un eveniment la care au fost prezenți copii, părinți, profesori și enoriași din parohia noastră. Ilinca, ce înseamnă pentru tine acest premiu, premiul 3? Pentru mine acest premiu reprezintă o realizare pe lângă celelalte obținute de-a lungul anilor de gimnaziu. Știu că ai luat premiul 1, spuneai mai devreme, ai terminat clasa 8-a cu premiul 1. Da, eu am o curiozitate. De ce te-ai dus la Olimpiada la religie? De ce nu o altă materie? Sau poate te-ai dus și la alte materii? M-am dus la Olimpiada de religie pentru că am vrut, a fost ca o motivare pentru mine să învăț mai mult și mi-a făcut plăcere. Care este episodul tău preferat din Scriptură? Ce mai mult mi-a plăcut pilda talanților, deoarece este vorba despre cum reușești să îți dezvolți darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Cum aplici această pildă în viața de zi cu zi? Păi, în viața de zi cu zi încerc să ajung cât mai sus și la școală și la dansuri și cu siguranță m-a ajutat această pildă să înțeleg că trebuie să muncesc din ce în ce mai mult pentru a ajunge unde îmi doresc. Și tu unde vrei să ajungi? Unde îți dorești să ajungi? Campioană mondială, cu siguranță. Pe viitor. Mă numesc Stratulat Claudia, am 15 ani și am obținut premiul 2 la Olimpiada de religie. Un premiu important. Da. Ce înseamnă pentru tine acest premiu? Acest premiu înseamnă pentru mine o realizare, pentru mine mai ales, pentru că este un alt premiu la bagajul meu de cunoștințe și înseamnă foarte mult. Dar de ce ai ales să mergi la Olimpiada de religie și nu altă materie? Păi, la Olimpiada de religie ai mai multe porți deschise, nu doar religia. Este vorba și despre Dumnezeu și alte lucruri importante. Ne aflăm la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul. Copiii pe care i-am văzut mai devreme sunt copiii pe care dumneavoastră îi educați atât de frumos. Ce simțiți ca pedagog să vedeți munca dumneavoastră răsplătită? Este o bucurie foarte mare pentru că acești copii sunt în general silitori, ei învață la toate materiile și am observat că de obicei copiii care învață la toate materiile învață și la religie. De ce religie? Copiii îl iubesc pe Dumnezeu. Chiar și cei care nu spun lucrurile acestea, în adâncul sufletului lor, eu cred că toți copiii îl iubesc pe Dumnezeu. Toți copiii îl iubesc pe Dumnezeu. Este important să vină și cu un bagaj de acasă până la această oră de religie? Sunt olimpici copii care, într-adevăr, din familie au anumite cunoștințe religioase, dar sunt olimpici și copii cărora li se interzice să aibă o icoană sau să se roage. De pildă, fetița care acum este la liceu nu avea voie să aibă icoană, nu avea voie să se roage și m-a întrebat, doamna, ce să fac? Și atunci am spus, când ești singură acasă, atunci roagă-te. Am 14 ani și am luat premiul 3 la Olimpiada de religie pe capitală. Ce înseamnă pentru tine acest premiu? Păi este o realizare. Este o realizare să iei premiul 3 pe capitală pentru că este o concurență foarte mare. Subiectele nu au fost ușoare. Așa cum am tinde noi să credem. Da, multă lume crede că a lua un premiu la Olimpiada de religie este foarte ușor. Deși nu este așa. Trebuie să pui suflet, să scrii cu inima, nu cu mintea, pentru că a vorbi despre Dumnezeu nu o faci cu mintea, cu ce știi tu despre El. O faci din inimă, ce simți tu despre El. Da, uite, pentru că ai atins subiectul acesta legat de dificultatea acestor subiecte de la Olimpiadă, ce subiect ați avut? La compunerea au fost despre icoană, care pentru mulți este un chip pictat, dar poate însemna multe lucruri. Poate atunci când o privești poți simți un sentiment de ușurare, de liniște
atunci când te rogi, îți poate transmite bucuria, te poate destresa, ca să spun așa. Nu este idolatrie faptul că ne închinăm la icoană? Nu. Este un mod de a mulțumi, de a... este un dar. Icoana este acel lucru la care eu mă rog. Este un mod de concentrare la rugăciune. Ne simțim bine atunci când ne rugăm cuiva și mai și privim acea persoană. Este mult mai ușor. Pentru noi, ca părinți, este foarte important pentru că copilul învață în casa Domnului ce este binele și răul. Răul mai puțin, binele. Ce să vă zic? Am îndrumat-o către a merge spre olimpiadă să învețe să vorbească mai mult cu Dumnezeu și să învețe foarte multe lucruri bune. Copilul nostru merge la ora de religie, da. A participat la această olimpiadă, cum bine ne-ați povestit mai devreme, ne-ați spus mai devreme. Ați simțit, eu știu, o schimbare a copilului, adică i-a folosit faptul că a participat la aceste ore de religie? Comportamentul ei s-a modificat ceva? Da, am învățat foarte multe lucruri noi. Nu este marginalizată pentru că, eu știu, merge la orele de religie, pentru că a fost o problemă foarte mare aceea când s-a dorit scoaterea orei de religie. Da, știu povestea, nu. Din contră. Ea a rămas stupefiată pentru faptul că s-a pus problema să nu se mai facă ora de religie și noi suntem de acord să se facă în continuare. Noi, ca părinți, avem această opțiune a alege dacă copilul nostru participă sau nu la ora de religie. Dumneavoastră, de ce ați ales să meargă la ora de religie și să nu folosească acea oră, nu știu, în alt scop? În alt scop, da. Am ales să, ca copilul să aibă de învățat ce înseamnă, mă repet, binele, ce înseamnă a luat legătura cu Dumnezeu. Decalogul, Sfânta Liturghie, Sfânta Treime, foarte multe lucruri noi pentru ei. Pe lângă aceste ore de religie, credeți că, eu știu, familia este importantă în descoperirea relației cu Dumnezeu? Da, da, este foarte importantă pentru că noi, ca și părinți, trebuie să-i îndrumăm să învețe binele. Haideți să dăm puțin timp înapoi și să încercați să vă amintiți prima întâlnire cu Dumnezeu. Cine v-a ajutat, dacă v-a ajutat cineva, să descoperiți pe Dumnezeu? Da, primul dascăl al meu a fost mama mea, care dânsa m-a ajutat foarte mult să merg la biserică și de aici să țin legătura cu Dumnezeu. Acest lucru, faptul că l-ați cunoscut pe Dumnezeu, v-a ajutat în vreun fel în drumul acesta al vieții? Da, în momentele mele de cumpănă în viață, seara fac rugăciunea, mă rog, vin la biserică și Dumnezeu mi-ajută. Și de aceea mi-am îndrumat și copilul să fac același lucru, cum am fost eu învățată de către părinții mei. Ați spus mai devreme, moment de cumpănă, și noi oamenii avem tendința să cerem ajutorul lui Dumnezeu în momentele dificile ale vieții. Credeți că doar așa trebuie să, nu, să păstrăm legătura? Nu, bineînțeles că nu. Nu. Noi oamenii, când nu dăm de greu, când credem noi că suntem ok, nu conștientizăm că ar trebui, chiar dacă suntem bine, să mergem la biserică, să facem tot ce trebuie. Numai când dăm de greu, ne apropiem de Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Mai multă rugăciune,
Mai mult post, mai mult bine. Care este legătura între patronul acestei biserici, Sfântul Ioan Botezătorul, și orele de religie care se desfășoară astăzi? Pe lângă faptul că, așa cum știm și cum îi învățăm și pe elevi, sfinții sunt prieteni ai lui Dumnezeu și deopotrivă prietenii noștri, pe care îi rugăm să mijlocească către Dumnezeu pentru rugăciunile noastre pe care le înălțăm. Legătura dintre orele de religie și Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul acestei parohii, este una cât se poate de frumoasă și de clară. Anume, Sfântul Ioan Botezătorul este cel care ne îndeamnă: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, gătiți calea Domnului și drepte faceți cărările Lui. Este practic ceea ce încercăm să facem prin învățarea tinerilor, prin orele de religie, nu numai prin orele de religie pe care le avem la școală, dar și prin catehezele pe care le organizăm la biserică sau în alt loc cu elevii din cuprinsul parohiei noastre. Nu în ultimul rând, Sfântul Ioan Botezătorul este și un exemplu atât pentru copii, cât mai ales pentru dascăli, pentru că nu trebuie scos din vedere faptul că Sfântul Ioan Botezătorul însuși a avut ucenici pe care i-a învățat, pe care i-a învățat cum să se comporte, pe care i-a învățat stilul de viață creștinesc și pe care i-a învățat să se apropie, să îl aștepte pe cel care vine după el, pe Mesia. De ce este importantă educația religioasă astăzi și dacă puteți să ne faceți o comparație cu celelalte țări europene din acest punct de vedere? Asupra importanței educației religioase, nu numai că s-au spus și s-au scris foarte multe lucruri, dar mai ales în acest an, care este dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, educației religioase a tineretului creștin, s-a accentuat foarte mult rolul pe care educația religioasă o are în rândul tinerilor. Aș spune doar că ea contribuie la formarea spirituală a tinerilor noștri de astăzi, la formarea și devenirea spirituală a poporului nostru. Mai mult decât atât, îi pregătim pe tinerii de astăzi pentru prezența lor vie, încă de astăzi, începând de astăzi și nu trebuie să așteptăm până mâine, la viața comunității. În ceea ce privește diferențele sau cel puțin aspectele educației religioase în țările occidentale, în unele țări din Occident, mă gândesc la Spania, mă gândesc la Italia, deși nu este recunoscută o singură biserică creștină, ci toate bisericile creștine, această educație religioasă este organizată și cade în răspunderea Bisericii Romano-Catolice ca fiind biserica majoritară în țările respective. Cu siguranță că în toată Europa, și occidentală și orientală, educația religioasă este extraordinar de importantă, chiar dacă ea este privită în mod diferit în anumite țări. Bună oară, aș lua exemplul Austriei, unde educația religioasă este atât de bine structurată și de organizată, încât ea are loc de la încă din primii ani școlari și până la sfârșitul ciclului liceal. Iar în ceea ce privește educația religioasă a tineretului creștin ortodox, știu din mărturiile părinților români care slujesc în Austria că aceștia, preoții ortodoxi români, sunt invitați și rugați să asigure educația religioasă în școlile publice, în școlile de stat din Austria, chiar dacă religia majoritară este, confesiunea majoritară este confesiunea romană-catolică, există un respect și o implicare absolută din partea instituțiilor de învățământ
pentru asigurarea unui nivel de calitate al educației creștine, iar în ceea ce privește educația ortodoxă, preoții din ortodoxi români din Austria merg în școlile publice și țin orele de religie, asigură educația religioasă ortodoxă. Am vorbit la modul acesta teoretic, însă întotdeauna nu putem să le separăm partea teoretică de cea practică și vă adresez întrebarea strict de parohia dumneavoastră. Câți copii vin să se împărtășească duminica sau la sărbătorile mari? Într-adevăr, vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că îmi permiteți, îmi dați ocazia să vă pot împărtăși din bucuria pe care o trăim în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare în această biserică. Există o frumoasă tradiție în biserica noastră ca părinții sau bunicii să vină dimineața cu copiii după ce se trezesc și se spală pe față, îi aduc la biserică pentru a-i împărtăși. Și avem bucuria uriașă ca în fiecare duminică, aproape în fiecare sărbătoare, să primim în biserica noastră în jur de 25-30, uneori și mai mulți copii, care vin însoțiți de părinți, de bunici, de frățiori sau de alte rude, pentru a se împărtăși. Iată, aveți o familie mare, părinți, bunici, copii. Totuși, cum îi motivați și pe părinți și pe copii să vă fie alături? Prima și cea mai importantă motivație este faptul că, așa cum bine subliniați, suntem o familie. Că avem o familie numeroasă și atunci când ești într-o familie și îi simți și pe ceilalți ca membrii ai familiei tale, atunci sigur că poți să te adresezi exact ca și cum te-ai adresa unui frate, de fapt te adresezi unui frate, unei surori, unui tată sau unei mame. Încercăm să purtăm dialoguri permanent, nu numai cu copiii, nu numai în școală, ci și în biserică, cu părinții, cu bunicii și încercăm să îi învățăm, uneori învățăm chiar și noi de la ei, prin comportamentul creștinesc pe care îl au, că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și cu cât îl aduci mai aproape și încă din fragedă pruncie pe Hristos, în mijlocul, în trupul și în sufletul copilului, cu atât el va avea mai multe șanse de a purta această legătură și de a-L purta pe Hristos în toate zilele vieții sale. Spune-mi, de ce este important să mergem la biserică? Este foarte important să mergem la biserică pentru a păstra legătura cu Dumnezeu, pentru a avea sufletul curat și cu siguranță te ajută foarte mult să mergi la biserică în viața de zi cu zi. Care crezi că este cea mai mare greșeală a oamenilor față de semeni și poate cel mai important față de Dumnezeu? Cu siguranță în ambele situații ar fi încălcarea decalogului, deoarece sunt cele mai importante lucruri care nu trebuie să fie încălcate. Ai un anumit pasaj din decalog pe care îl preferi? Sunt cele două porunci care ar trebui aplicate chiar zi de zi, să nu minți și să nu furi. Și cu siguranță sunt cele mai importante pentru mine. Este poluarea un păcat? Da, deoarece lumea a fost creată de Dumnezeu, iar prin poluare noi distrugem ceea ce a creat. Vorbeam la început de faptul că ești premiantă și că ai premii și la școală și pe partea aceasta sportivă. Eu am doi copii și o fetiță mai mare decât tine care are foarte multe activități. Poate că ar trebui să-i explici puțin cum ai tu timp să faci toate lucrurile acestea foarte bine și dacă ai timp să te distrezi, pentru că pentru școală din rezultatele pe care le ai se vede că a curs foarte mult timp. Și cum arată o zi din viața ta? O zi din viața mea are cu siguranță o structură fixă, cel puțin de-a lungul anului școlar. Mă trezesc, învăț, mă duc la școală, ajung acasă mai
Scriu când vin de la școală. Dimineața mai mult învăț, după amiaza scriu. Mă duc la antrenament, ajung acasă și mă culc. Asta este o zi din curs săptămânii și în weekend am timp să mai și ies. Da, chiar am timp să ies cu prietenii, să ies la film. Și mie îmi place, adică, într-adevăr, sunt săptămâni când e mai greu, dar mă descurc. Și la biserică? Când vii? Duminica dimineața. Cred că partea mea preferată este atunci când se spune crezul. Sau, da, se spune crezul. De ce? Nu știu, pur și simplu așa simt. Nu știu să dau o explicație. Care este episodul tău preferat din Scriptură? Nu pot spune că am un episod preferat, dar nașterea Domnului cred că este cel mai episodul plin de bucurie din Scriptură, pentru că Dumnezeu a venit ca să ne vegheze, să aibă grijă de noi și să ne deschidă mintea spre Cuvântul lui Dumnezeu. De ce vii la biserică? De ce este important să vii la biserică? Păi, pentru a face o bucurie cuiva, intri în casa lui. Pentru a-i face o bucurie lui Dumnezeu, intru în casa sa, biserică. Și atunci când am greutăți, mă rog lui, chiar și acasă, am avut de curând capacitatea și m-am rugat intens. Chiar vreau să iau note mari și am luat note destul de mari. Îi mulțumesc. Toți ființii sunt importanți în felul lor și toți ne ajută în diferite moduri. Dar cred că Fecioara Maria, atunci când am avut probleme cu ochii foarte mari, m-am rugat ei și totul a fost bine. Totul s-a sfârșit cu bine. Atunci când mă rog, simt că vorbesc cu el, cu Dumnezeu, iar mă ascultă și simt că îmi răspunde, că îmi spune că totul va fi bine și că trebuie doar să am încredere în el și să fac ce mi-a spus el de fiecare dată. Și ce te rogi? Pentru familia mea, în general, pentru frații mei, să ajungă oameni mari și să avem o casă noastră, nu o avem deocamdată. Care este cea mai mare provocare a unui profesor de religie? Cea mai mare provocare a unui profesor de religie este să reușească să iubească pe toți copiii dintr-o clasă sau din toate clasele. Și reușiți? Mă străduiesc. Un profesor trebuie să se străduiască să iubească pe toți copiii, mai ales că astăzi se pune mare accent pe combaterea discriminării, pe combaterea etichetării. Un copil marginalizat, un copil etichetat, este un copil pierdut. Deci el se retrage în sine, devine reticent, da? Dar o mângâiere, un cuvânt bun, un cuvânt blând spus unui copil, face foarte mult pentru el. Am avut foarte multe experiențe de genul acesta în care le spuneam copiilor ce înseamnă să fii respins, ce înseamnă să fii discriminat, ce înseamnă să fii lovit. Și vreau să știți că am convins clase întregi să nu se mai lovească între ei, pentru că i-am spus, tu când îl lovești pe colegul tău, îl lovești pe Hristos. Pentru că el, când s-a împărtășit, l-a primit pe Hristos. Da? Deci noi toți, când ne-am împărtășit, am primit pe Hristos și Hristos este în noi. De aceea și eu mă străduiesc să nu te jignesc pe tine, da? Să nu te cert, pentru că Doamne, Doamne, este prezent. Și atunci trebuie să fim atenți la gesturile noastre, la cuvintele noastre, să fim prietenoși, să fim iertători. Le dau temă la copii pentru acasă, fie să le spună la părinți ce le-am predat la oră, fie să le pună întrebări și să-i facă pe părinții lor curioși prin întrebări. Vreau să știți că am avut o satisfacție foarte mare. La o clasă era un băiat bâlbâit de care râdeau colegii și l-am spus ce ne-a spus un profesor de teoria literaturii în Facultatea de Litere. Poeții sunt bâlbâiți. Și atunci l-am explicat. Poate el este un viitor poet și eu cred că este, pentru că într-adevăr era un copil foarte dulce, foarte cuminte, foarte ascultător. Și îmi puneam întrebarea în sinea mea dacă
copiii spun acasă la părinți ce au de la ora de religie. Și am avut surpriza să, chiar mama Ilinca, care a fost prezentă aici la interviu, să îmi spună că mama acestui băiat, bâlbâit, când venea acasă după ora de religie, îi povestea mamei de la cap la coadă toată lecția de religie, fără să se bâlbâie. Și era surprinsă când a văzut că se repetă. Zice, nu știu ce să cred. De câte ori vine Francisc acasă, el spune de la cap la coadă ce i-a spus doamna de religie, fără nicio bâlbâială. Și a fost pentru mine o satisfacție foarte mare. Unu, să aflu că copilul are încredere în sine și e coerent. Și doi, că a povestit ce a auzit de la ora de religie. Într-un fel ați subliniat importanța orei de religie în programa școlară. Mă gândeam că și cel mic venea acasă de foarte multe ori, copilașul meu, și îmi povesteau lecțiile și chiar îmi dădea mie lecție de religie, pentru că erau anumite probleme pe care nu mi le clarificasem în decursul anilor. Știu, cel puțin în ceea ce privește pe cel mic, au fost cazuri în care copii din familii atee au venit la orele de religie. Dumneavoastră ați întâlnit un asemenea caz? Eu am predat și la liceu. Și chiar și la liceu și chiar și la școala generală am avut totdeauna satisfacția să-l conving pe copilul care venea cu ideea că este ateu, că el, de fapt, preia de la un adult. Eu sunt ateu, eu nu cred că dacă nu-l văd pe Dumnezeu, nu există. Ei bine, și atunci, prin câteva explicații logice, deci simple, pe nivelul copilului, deci tu vezi băncile din clasă cum sunt. Trei rânduri, da? Deci dacă ele sunt pe trei rânduri, înseamnă că au fost puse de cineva. Ei, așa este și cu universul. În universul nostru este ordine. Zi și noapte, primăvară, toamnă, iarnă și așa. Și copilul a înțeles. Și ca să înțeleagă mai bine, chiar acum, înainte de vacanță, l-am convins pe un băiat de clasa 8-a care a venit cu ideea că este ateu și l-am întrebat, dacă luăm un pun de semințe și le aruncăm, ele vor crește dintr-o dată așezate frumos în răsad? A, nu, vor crește așa. Păi vezi, așa ar fi fost și cu universul nostru. Dacă nu ar fi fost făcută de un creator atot înțelept, totul ar fi fost haos, nu ar fi fost așa ordine. Am atins acest subiect, ateismul. Ce este ateismul astăzi? Deci există într-adevăr și persoane foarte, foarte convinse și cred că vor rămâne până la sfârșitul vieții atei. Dacă îmi permiteți, v-aș da un exemplu de un coleg profesor de română la Liceul Monsoc, era ateu convins. Și eu m-am gândit atunci că poate din familie și l-am întrebat, domn profesor, mama dumneavoastră credea? Și el mi-a spus, a nu, mama mea era o persoană cu mult bun simț, nu se cobora ea la chestii de nivelul acesta. Și atunci i-am recitat prima strofă, pentru că totdeauna mă lua peste picior și zicea, mă, tu nu înțelegi că nu există rai, nu există iad, nu există suflet decât sufletul lui Avramiancu. Și atunci mi-am permis și eu să-i răspund la glumă cu glumă. Și am luat prima strofă din poezia Rugămintea din urmă de George Coșbuc și am zis, domn profesor, v-am schimbat puțin strofa și vreau să vă spun. Zice, spune. Și am spus, ești schilav tot, un cercetor, te întorci acum acasă, dar ce fecior frumos erai, dar oricum ești nu-ți pasă, că nu există Dumnezeu, nici rai, nici mântuire, doar în lectură îți găsești suprema fericire. Și a spus, bravo, mulțumesc. Da, și a zis, îmi place. În ziua de astăzi, societatea evoluează într-o direcție mai puțin dorită și sunt foarte mulți atei. Tu ești olimpică la religie și totuși, într-o zi, cineva te poate întreba cum demonstrezi tu că există Dumnezeu? Dacă Dumnezeu există, iar dacă nu ar exista, cu siguranță asta s-ar vedea, pentru că nu, lumea nu ar mai fi așa cum o știm noi, cu siguranță ar fi mai rea, mai dezorganizată și cu siguranță totul ar merge chiar într-o direcție și mai rea, iar Dumnezeu ne ajută să mergem pe o direcție bună, siguranță. Dacă o persoană atee ar veni și ar încerca să te convingă cum că Dumnezeu nu există, cum l-ai face tu să creadă? I-aș spune să-mi arate că nu există. Și eu i-aș arăta că el există. Dacă el nu poate să-mi demonstreze că acesta nu există, înseamnă că el există.
Da, Dumnezeu te poate ajuta împotriva voinței tale? Acest lucru este greu, nu știu sigur dacă da sau nu. M-a ajutat odată, atunci când credeam că nu pot să mă ridic de jos, am făcut-o. Mă gândesc că o prietenă de-a ta ar putea să fie în dificultate și totuși nu vine să-ți ceară ajutorul. Tu ai ajutat-o? Da. Chiar și fără să-ți ceară ajutor? Da. De multe ori mi s-a întâmplat să fie refuzat ajutorul, dar eu am insistat și am insistat și am reușit să le ajut cu problemele lor. Cum îl descrii tu pe Dumnezeu? Cum îl vezi? Este creatorul, este învățătorul, este cel care ne îndeamnă spre bine, ne ferește întotdeauna de rău, chiar dacă noi mai călcăm din când în când în păcat. Este persoana, pot să spun, care ne sprijină atunci când avem nevoie și un om nu o poate face. Este ca un tată, ca o mamă, ca un frate, ca un prieten. Este familia noastră, toți prietenii noștri, într-o singură persoană. Cât de important este pentru un părinte ca fiul sau fiica, în cazul noastră, să participe la orele de religie? Mi se pare foarte important să participe la astfel de ore. Am susținut și proiectul de menținere a orelor de religie în școală. Atâta vreme cât îi facem mai buni, mai sinceri, mai atașați de părinți, din punctul meu de vedere, și față de și față de Dumnezeu. Este foarte important, din punctul meu de vedere, să aibă această legătură. Și legătura provine sau pleacă inclusiv de la educația primită de acasă, continuată și, mi se pare normal, continuată și în școală, în aceste ore de religie. Ați spus că a susținut menținerea orei de religie, da, în școli. Nu v-ar fi fost mai ușor dacă în acea perioadă de timp copilul noastră studia la o materie, să spunem, mult mai importantă, română sau... Nu știu ce înseamnă materie importantă, așa. Un copil își alege, și eu am susținut pe baza solicitării fetei. Eu știu ce lucra la religie, știu ce învăța, îi făcea plăcere și, de fapt, religia însemna materia, ca să spunem materia în ghilimele, religie, însemna o discuție copil-părinte, care mie îmi plăcea și ei la fel. Deci, pe baza tot ceea ce avea în manual, ca să spunem, de fapt, era o lecție, cred că, pentru amândouă. Amândouă aveam ceva de învățat din... Chiar ea venea să-mi povestească, uite, mami, decalogul, sau uite ce n-ar trebui, sau uite despre sfinți. Chiar îmi făcea plăcere. Parcă îmi spunea și mie o poveste. Îmi spunea, și te simți bine ca părinte să te simți copil pe lângă copilul tău. Aceste ore de religie, credeți că sunt suficiente? De exemplu, copilașul meu cel mic, la un moment dat, îmi sugera că pentru el ar fi bine dacă ar mai apărea ceva în plus. Da, pentru că religia, pe lângă partea ce înseamnă, deci cum am văzut eu structurate manualele sau orele de religie ținute de doamna profesor, pe lângă de partea legată strict de religie, aveau și foarte multe învățăminte, povestioare, ca să spunem, din care un copil înțelege foarte bine credința. Deci strict din povestioarele, din morala, de fapt, tuturor povestioarelor cuprinse în manualele de religie.
Pe lângă aceste ore de religie, cât de importantă este educația religioasă în sânul familiei? Cred că fără educația aceasta în sânul familiei, nu cred că există mai departe. Deci dacă nu este susținută și de familie, bine, există posibilitatea să se dezvolte în timpul orelor de religie, dar cred că este important punctul de plecare în această situație. Dumneavoastră, cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Păi de când... nu știu, nu cred că poți să definești ceva ce trăiești sau simți. Mulțumesc tot timpul pentru ceea ce mi-a oferit sau cu ce am început drumul. Deci am avut sau mi-a dat ca punct de plecare, ca noroc în viață, părinții, că se spune că Dumnezeu îți dă părinții. E, prin ceea ce am avut ca plecare, plus mai departe familia minunată, dar Dumnezeu îți dă părinții și mă consider cel mai norocos om de pe fața pământului, de părinții pe care mi-a oferit Dumnezeu. Și de aici susținere și am obținut tot ceea ce am. Ce rol a jucat religia în copilăria noastră? Știți, eu am avut copilăria aceea, când te duceai pe furiș la biserică, da, și să nu te vadă, dar nu m-am dus niciodată furiș. Chiar era o plăcere. Ajungeai undeva unde te simțeai bine și îți dădea o stare de bine, o energie, mai ales noi aveam biserica lângă casă. Deci biserica este chiar de lângă, aproape de locul unde am copilărit, de casa părintească. Și chiar era o plăcere și mergeam și ne strângeam copiii și mergeam la biserică. Și am trecut și prin moșgerilă, cum era înainte. Da, dar n-am avut nicio reținere să mergem la biserică însoțiți de părinți și după aceea noi copiii în grup. V-a influențat în viața dumneavoastră prezența la biserică, mersul în copilărie, da, la biserică? Da, știți, pentru că noi nu făceam religie, dar am învățat și sau m-am ghidat în viață pornind pe traseul acesta sau credință în Dumnezeu. Cred că prin felul meu de a fi, prin felul de a-mi educa copilul, prin respectul față de părinții mei, consider că sunt un om bun. Prin tot ceea ce simt, fac și am prin credință. Care credeți că este cea mai importantă poruncă a lui Dumnezeu pe care ar trebui să o respectăm? Eu? Vedeți, v-am spus că cea mai mare binecuvântare oferită de Dumnezeu au fost părinții pe care, v-am spus, e punctul meu de plecare, de unde am obținut și restul, da? Deci este să-ți respecti părinții, da? Așa am plecat în viață și să-ți asculți părinții și să-i cinstești. Pornind de la exemplul personal, ce sfat le-ați da părinților care au evitat sau au ezitat în această dorință de a lăsa copiii să meargă la ora de religie? Sper că doar au ezitat. Din punctul meu de vedere, mie sufletesc, mi-a modelat copilul foarte frumos aceste ore de religie. Ca fel de a fi, deci a învățat, deci a preluat tot ce ar trebui preluat, a fi un copil bun, a-i ajuta pe ceilalți, a-și respecta părinții, a nu minți, a nu fura. Deci nu înțeleg. Deci mi-a modelat-o extraordinar de frumos pe interior, deci sufletește. Nu i-a făcut absolut nimic, da? Sau a știut probabil să
preia tot ce este minunat din aceste ore de religie, moralele. Deci chiar am fost entuziasmată că se întâmplă în relațiile de prietenie, ca să le spunem, între copii. Da? Și este plăcut să vezi cum pe baza, consider eu, a orelor de religie, să stingi conflicte, intrigi, minciuni, că sunt între copii, invidie, da? Iar eu sunt foarte încântată de ceea ce emană copilul meu în urma acestor ore de religie. Este important să venim la biserică? Da, pentru că este o altă cale în care poți vorbi cu Dumnezeu și poți fi tu însuți, astfel încât El să te ajute. De ce vii totuși la biserică? Pentru că aici este locul lui Dumnezeu. Acasă este un loc unde putem să păstrăm o legătură strânsă cu Dumnezeu, dar acesta este, adică biserica este casa lui Dumnezeu, deci aici se întâmplă lucrurile puternice. Ai un sfânt preferat? Da, Sfântul Nicolae, deoarece nu ținea foarte mult să primească, dar îi plăcea să dăruiască și cred că este un lucru foarte bun. Mi se pare cel mai semnificativ sfânt. Pornind de la povestea aceasta pe care ne-ați spus-o mai devreme cu profesorul de limba română, credeți că profesorul de religie este marginalizat? Da, sunt cazuri în care profesorii sunt marginalizați pentru că religia este desconsiderată de cei care sunt oamenii sistemului, oamenii care mai au acum puțin și ies la pensie și n-au făcut religie și nu știu ce se predă la o oră de religie. Și în general am observat că profesorii care sunt de matematică, de fizică, de chimie, dar vreau să vă spun că sunt puțini. Cele mai multe colege din cancelarie postesc, se roagă, au copii la școală. Deci sunt cazuri izolate acolo unde un profesor îi desconsideră pe cei de religie. Dar aici nu este o problemă, pentru că noi, prin datoria pe care ne-o facem, prin modul nostru de a preda la clasă, prin modul nostru de a ne comporta cu copiii, le putem dovedi că și noi suntem profesori, că și noi suntem de apreciat, da? Că ne facem datoria așa cum trebuie. Și au fost cazuri în care relațiile s-au îndulcit așa, s-au îmbunătățit. Este suficientă o oră de religie în programa școlară? Nu cred că este suficientă o oră de religie. Dar acum când programa a devenit mult mai ușoară, încercăm să ne descurcăm așa cu o oră de religie. Dar vă asigur că dacă s-ar mai introduce o oră de religie, la copiii le-ar plăcea. După cum și dacă s-ar mai introduce o oră de sport. Eu aș fi pentru încă o oră de sport, pentru că eu când vin aici cu ei la Sfânta Liturghie, unii dintre ei obosesc, pentru că nu găsim scaune, se înțelege. Și atunci întreabă, Doamne, mă doare spatele, Doamne, mă doare genunchii, Doamne, mă doare mijlocul, mai avem mult. Și atunci eu îi scot afară și spre bucuria mea în curtea bisericii sunt destule bănci și scot așa discret afară, în liniște, mai stăm acolo și pe urmă venim la Tatăl nostru, rostim Tatăl nostru, ascultăm și predica Părintelui și totul decurge frumos. Care a fost cea mai mare satisfacție a dumneavoastră ca pedagog? De curând, am foarte multe satisfacții, dar de curând, așa, la o clasă de a 5-a, le-am dus Bibliile, am achiziționat 15 Biblii și la fiecare bancă am o Biblie, mai ales că s-au contestat manualele. Și un copil a luat Biblia și am îmbrățișat-o și am îngheiat-o și a spus, Biblia! Deci a fost așa o surpriză atât de plăcută încât nu mi-a venit să cred. Și la ora următoare la fel a făcut. Deci la copii le place foarte tare să citească din Biblie. Uneori se uită la ceas și spune, la mine nu mai ajunge, se termină și eu nu mai citesc din Biblie. Pildele îmi plac mai mult, pentru că Dumnezeu a vorbit prin pilde. Și cel mai mult îmi place pilda celor 10 leproși. Pentru că ne-a învățat că, deși Dumnezeu ne dă, înapoi, ca să mulțumim, nu vin mulți. Și din acest lucru poți să înveți că trebuie să mulțumești după ce primești un lucru. Adică Dumnezeu îți dă o mână, adică doar un deget, dar nu toată mâna.
Și tu reușești să aplici această pildă? Da, eu așa consider.